Da, și acum vedem un nou scandal de plagiat. Protagonistul acestuia, Ludovic Orban, este un eșec de imagine pentru partidul pe care l-a lansat fostul premier. Este acuzat că a plagiat sigla partidului Forța Dreptei de la un magazin online din Maroc care vinde ulei de măsline și produse. Ce înseamnă să începe așa cu stângul? Discutăm acum cu domnul Pavel Șușară, critic de artă și scriitor. Bună ziua, domnule Șușară, mulțumesc pentru intervenție la știrile orei 11 și dumneavoastră ați văzut tot acest scandal, cum sigla Forței Dreptei a fost luată de către cei din partid. Da, bună ziua! Într-un anume fel am și declanșat discuția asta, care nu are în intenție să producă un scandal, ci pur și simplu a fost un avertisment lansat partidului proaspăt lansat pe piață sau care urmează să fie lansat și în particular lui Ludovic Orban, cu care am și avut o discuție în sensul ăsta. Ați discutat pe baza subiectului? Sigur. Am vorbit, m-am sunat ieri după ce am postat și am explicat încă o dată în ce constă eroarea în care se găsește partidul și în ce constă plagiatul, pentru că trepădușii adunați în jurul lui și cei care au inițiat probabil acțiunea asta au făcut zid în fața imaginii, apărând-o cu împotriva oricărei logici sau oricărei competențe, spunând de pildă că pomul vieții e un semn universal. Sigur, pomul vieții e un semn universal, dar organizarea unei imagini a idoma cu una preexistentă nu mai se referă la pomul vieții, ci la un logo care deja funcționează și este identitatea unei alte entități publice. Corect. Ce v-a răspuns fostul premier? Ia în calcul să schimbe, să stilizeze, să modifice? El mi-a spus că nu e direct responsabil de lucrul ăsta, că el a declanșat, pe alții, da, probabil a să declanșat se procedura de găsire a unei sigle, dar pe mine nu mă îngrijorează atât faptul că niște nepricepuți, niște amatori, niște analfabeți în ceea ce privește imaginea și ideea de logo au făcut lucrul ăsta. Pe mine mă îngrijorează atitudinea care se desprinde, atitudinea generală dintr-o asemenea procedură. Exact, păi, și semnalul cine copiază dat. Semnalul public pe care îl dau, cine copiază o siglă sau cine o cumpără fără să verifice dacă ea este liberă de orice sarcină sau nu, de logo, nu sigla, pentru că e vorba de un logo aici, cine nu e în stare să judece compatibilitatea dintre partid și semnul ăsta nici nu are de-a face nimic cu liberalismul, exact, de pildă. Cu liberalismul. Foarte, foarte importantă precizarea dumneavoastră, mai ales că i-ați și tras atenția. Asta e un semn mult mai potrivit pentru o orientare ecologistă. Mulțumesc, domnule Pavel Șușară, pentru tot ce ne-ați spus. Vedem dacă a reținut și fostul premier din semnalul dumneavoastră tras de alarmă, că au fost și multe ironii la adresa lui. L-au întrebat dacă nu cumva i-a făcut Florin Roman logo-ul, știm scandalul.